Là sous le ciel qui se filoche. Stați, să nu vă vadă, să nu vă vadă, stați aici. Așa. Comme un nuage en pantalon. Je marche les deux mains dans les poches. Et j'ai le cœur dans les talons. Ouage d'asile de la vie. Ça va feel as a petit. Și Tudor Chirila și Horia Roze și Irina Rives, toată lumea. Din toate florile din lume. Câte românește, ea nu știe limba română deloc. Dar mi-ai dus durerea în suflet. Ce frumos! Mai iubit, mă interes! Cu zi un om sur ton cœur. Ouage d'asilaire de la rivière. Ça va mieux, j'ai continué. Que je te iubesc, la vis paradis. Și tu, Iar tu faci zilele amare. Ouage d'asilaire de la rivière. Ça va mieux, j'ai continué. Scaunele întoarse la Vocea României! Superb, superb, superb! Bravo! Ce surpriză! Bună seara! Bonsoir! Bonsoir! Je ne parle pas roumain. Je suis désolée. De rien. Et moi, je parle français, moi. Oui, je sais. Oui. Cine ești, de unde vii, înțelegem în principiu de unde vii, ce faci în viață, care e povestea ta în câteva cuvinte. Alors, je m'appelle Norick, je suis française, je vis à Paris et je suis chanteuse. Et ça fait 20 ans que je chante des chansons en roumain, mais pas ici. C'est la première fois que je viens en Roumanie. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas. J'adore les chansons roumaines. J'adore les chanteuses roumaines. En fait, je n'aime pas pleurer, mais je suis tellement heureuse de pouvoir chanter en roumain. C'était tellement effrayant pour moi. C'est la première fois que je chante devant des Roumains. J'ai chanté partout dans le monde, beaucoup en France. En France, on aime beaucoup la musique roumaine, la musique folklorique roumaine aussi. Et c'est juste vraiment fou pour moi d'être ici ce soir. C'est pour ça que je suis un peu émue. Qu'est-ce que c'est beau faire? Eu acum îmi dau seama, Norick, eu te-am ascultat pe internet. Am văzut filmulețe cu tine pe YouTube cântând muzică lăutărească românească și eram șocat, zic, bă, de necrezut cât de bine cântă și ce feeling are. Fantastic! E o mare bucurie să te ascult. Merci. Și e o mare bucurie că ai venit să ne cânti cântece românești aici, la Vocea României. Bine ai venit! Sunt foarte curioasă ce lăutare asculți tu? Ai zis că îți place muzica lăutărească, folclorul românesc. Sunt curioasă care sunt oamenii pe care îi asculți, care sunt cei pe care îi preferi de la noi din România. Oui, alors c'est vrai que ce sont des chanteurs qui sont plutôt âgés, certains sont morts. J'adore Gabelunca, Paula Lindan, Romica Puceanu, Lambru, Dumitru Dona Simenica. J'aime Neluța Neagu aussi. Neluța Neagu? Oui. J'adore sa voix. Superbe. Oui, oui. Îmi place și mie Neluța Neagu, să știi. Neluța Neagu. Un grand surprise. Neluța Neagu. Nu cred așa ceva. Deci, atunci când... Nu v-am găsit din nou. Stai, n-am venit cu mâna goală. Când echipa de producție a aflat pe cine admiră, am făcut tot efortul necesar în cel mai scurt timp ca acest om să fie aici. Bine v-am găsit, română. Mulțumesc. N-am venit cu mâna goală. Să trăiască! Wow! Nu cumva merge așa la acordeon? Maestre, eu am o comandă specială, e o piesă de la dumneavoastră care îmi place foarte tare. De ce bei omul într-una, dacă se poate, la plăcerea tuturor, să audă oamenii ăștia. Cu mare drag. Mă alătur și eu, maestre, dacă se poate, că asta e o ocazie unică. Nu știu ce mai avem ocazia să cântăm cu... Ce bine, Doamne! Mă pun lângă Horia. Teodoro, stai lângă mine, te rog. Este! De ce bei omul într-una? De ce bei? Doamne, beau că mă supără lumea. Că lumea asta-i dușmanoasă și din gură nu mă lasă. Aude ce bei, măi, omule, Doamne, beau să-mi prind puterile. Doamne, să fac față la dușmanii. Mi-a luat viața pentru bani, mi-a luat viața pentru bani. Voi vă dați seama că muzica asta e pură energie și că, de fapt, un om care n-a trăit în cultura noastră nu știe mare... Adică nu s-a născut știind sau aflând lucruri pe parcurs despre țara și muzica din țara asta și cu toate astea a simțit o chimie extraordinară cu acest gen muzical. Ea, practic, împrăștie muzica noastră, în loc să o facem noi și să ne susținem între noi și să ne ducem cu ai noștri acolo, să-i promovăm. E un om din Franța care le vorbește francezilor despre cât de frumoasă e muzica românească autentică. Chestia asta, pe cât de tare mi-a plăcut, pe atât de tare m-a durut. Știi tu asta, știi prea bine, de vreo faci că nu mă vezi, dar și noaptea mă visez. Fata de te plăcuce, inima nu mai răpăce, și să-ți bată și să-ți bătă, și parcă mai rămâi arde. Fata de te plăcuce, inima nu mai răpăce, și să-ți bată și să-ți bătă, și parcă mai rămâi arde. Și vreau să te-ntâlnesc, ca să spun că te iubesc, că vreau să fim împreună, fata cu inima bună. Și vreau să te-ntâlnesc, ca să spun că te iubesc, că vreau să fim împreună, fata cu inima bună. Știu o lăutărească, știi? Asta înseamnă bucuria, the joy of singing, da? Asta înseamnă bucuria muzicii. Eu m-am bucurat atât de tare că a venit, m-am bucurat atât de tare că a trăit asta. Să vii în România și să cânți pe scenă cu unul dintre idolii tăi, să vibrezi autentic. Dacă Neluța Neagu e de la mama lui, adică na. Să ai ocazia să cânti cu eroii tăi pe scenă, nu-ți trebuie mai mult de atât. Beau și-mi curg lacrimi de fericire, când văd copiii mei că sunt bine, când se strâng cu toți în curtea mea. Fericită e nevasta mea. Bravo! Vă mulțumesc mult! Să trăiască! Mulțumim frumos! Genul programului. Aplauze pentru Neluța Neagu! Bravo. Povestea ta este impresionantă. Faptul că tu vii dintr-o altă țară, faptul că tu vii din Franța și cânti muzică lăutărească și îți place și ești atrasă de lucrul ăsta, pentru noi este foarte flatant. Și eu, ca cetățean al țării mele, vreau să-ți mulțumesc. Bravo! Norick! Eu vorbesc, nu e așa. El e dușmanul. You know what it means dușman? Is the enemy. Înainte de toate, eu sunt Theo, așa mă cheamă. În țara asta sunt recunoscută ca fiind cântăreață de muzică de petrecere. Oamenii spun cu toată lăutărie, unii spun manele, alții zic folclor. Sunt pasionată de aceeași muzică de care tu ești pasionată. Simt aceeași atracție nebună față de muzica asta. Unii oameni nu m-au înțeles și am fost poate judecată de multe ori în țara mea că îmi place muzica autentică. Și îmi doresc tare împreună cu tine să descoper mai mult despre asta și să facem niște momente memorabile aici la Vocea României. Te rog tare, dăm șansa asta. Nu știu să vorbesc franceză, dar promit că ne vom descurca de minune. Bărbatii mi știi cum vorbește, nu înțeleg nimic din ce zice. Toți vrem o șansă. Noi suntem un popor tânăr, cum spunea Eliade. Și este foarte important pentru cei de acasă, într-un moment mai greu pentru țara noastră, să vadă că valori vechi și importante, muzicale, sunt apreciate de către un cetățean al unui popor bătrân. Când ai cântat, mi-ai readus în cap ideea de cabaret. Mă gândesc de foarte mult timp că aș vrea să fac un cabaret și lansez aici o invitație oricui vrea să se ralieze aceste idei. Cred că Bucureștiului îi lipsește un cabaret care să fie, de fapt, o istorie a Bucureștiului de la 1900 până în 2000. Theo este foarte apropiată de muzica lăutărească și, categoric, o simt într-un pole position aici, dar eu sunt foarte apropiat de cabaret, pentru că eu sunt actor și te-aș ruga să mă iei și pe mine în considerare. Pentru cabaret tot înainte. Norick, eu, în schimb, sunt foarte apropiat de muzica franțuzească. Am făcut vacanța pe Coasta de Azur. Asta îmi place. Dar mi-am făcut vacanța pe Coasta de Azur, da. Împreună cu... El și majoritatea poporului român s-a dus... Împreună cu proaspăta mea soție. Și am ascultat 10 zile la rând numai muzică franțuzească. Și sunt foarte atașat așa. Adică nu se știe niciodată. Mie merge capul la tot felul de combinații interesante. Nu se știe niciodată ce poate să iasă din treaba asta. Dar Neluță, ți vrei să mă ia pe mine? Bine. A zis să aleagă cu inima. A zis să aleagă cu inima. Alege cu inima. Avec le cœur. Ok, le cœur. Horia, bagă și tu. Da, eu sunt Horia, aș este mut în franceză, după cum foarte bine știm. Horia. Eu sunt Horia, noi suntem un parteneriat aici. Eu cu Theo mă știu foarte bine, îi știu familia, ea îmi știe familia, suntem o familie. Și dacă vii la noi, nu spun că o să fie lapte și miere. Cu toate că acum Theo alăptează copilul. Și miere găsim... Și curge miere din Horia... Miere din mine și lapte din Theo. Vine în echipa noastră și o să fie La Vie en Rose. Ceva de speriat. La Vie en Rose. Theo Rose. Asta este... Mais j'ai vu, vous avez fait un duo tous les deux. Vous avez chanté ensemble. Oui, j'ai entendu. Ne cunoaște, mă. Ne cunoaște. Il y a des affiches de vous partout. Dans la rue. Bineînțeles, nu mai recunoaște. Eu nu știu dacă contează. Contează, cum să nu conteze? Văd că argumentele au ajuns aici, toată lumea te vrea atât de mult încât au ajuns să conteze vacanțele, unde te duci, unde... Dacă mai adaug și eu un argument, singurul moment de muzică lăutărească din finala Vocea României de anul trecut a fost al meu și al concurentului meu. Bravo! Te-am felicitat! Nu știu dacă l-ai văzut. Norick, à ton décision, J'aime bien l'idée, j'ai adoré ce que vous avez dit, je suis très honorée, merci beaucoup. Je sais que je pourrais faire des choses extraordinaires avec tout le monde, j'ai beaucoup à apprendre. On a toujours à apprendre des autres musiciens. Qui est là? Je dis maintenant. Qui est là? Je dis. Oui. J'ai choisi Teodoro. Teodoro qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez des problèmes de communication. Adică tu glissez Oscarul. Glissez Cezarul aici. Norick, je suis toujours là. Si vous avez des problèmes de communication, je suis là. Merci beaucoup. Merci. J'espère que nous... Arătați Cezarul. Nous ferons en grande aventure. Iar apar la camera învingătorului. Vă iubesc, să rămână. Mulțumim că ați venit. Superb. Avec sourire, mademoiselle. Merci. Merci, à bientôt. Ai luat destule, ai luat destule, ai luat destule. Ai luat destule. Lasă că e pe mâini bune. Merci beaucoup. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru respectul nostru ca România, știi, mi se pare foarte tare. Da, mă, da. Ce tare. Did you like our surprise? I cried. It was yes. Too much for me. Too much. Too much for me. Yes, I know. Vous pouvez traduire? When I am going to tell my French musician. Ce zice? Când o să le spună muzicienilor ei francezi. I meet că him. Va întâlni pe dumneavoastră. They are going to become crazy. O să fie nebuniți. Și o să le pare că n-au venit. We love you in France. Că în Franța sunteți atât de iubit. She's a star. Zgândere și o formă de orgoliu în noi, știi? Te bucuri când cineva găsește ceva relevant în ceva ce vine de la un popor mic, știi? Un popor mic în sensul de un popor tânăr. Ești un om interesant pentru noi. Zgândere, un orgoliu în noi. Nu ne-am gândit. Păi te-a uimit melodia. În țara în care m-am născut. Bă, dar nimeni n-a zis de aș da zile de la mine, mă. Și primii ani am petrecut. Acolo este lumea mea. Și inima. Și viața mea. În țara în care m-am născut. În țara în care m-am născut, aștept o zi mai fericită, să văd căsuța cu pridvor și cărăruia însorită, ce se pierdea înspre izvor. De atunci ani și ani de-a rândul, ce-mi privegie i-am pierdut, mă poartă cu durere gândul spre țara în care, spre țara în care, în țara în care m-am născut, în țara în care m-am născut. Yeah.